Da. E bine așa? Suntem foarte bine încadrați? Cum e bine? Sau mai bine așa un pic? Așa, ca să te încadrești tu un pic mai bine. Ară bine? Da. Salutare, prieteni! Bună, bă! Astăzi o facem un videoclip, bineînțeles, pentru că avem deja niște probleme. Oh, hai, Leo! Și avem probleme foarte mari. Nu, probleme sunt problemele. Noi avem niște, cum să zic, challenges. Avem niște provocări în a găsi o casă în regiunea Sibiului, pe lângă Sibiu, la țară, de preferat, pentru că am căutat foarte mult pe site-uri, pe anumite aplicații imobiliare și așa mai departe, pentru a închiria niște case și pur și simplu nu am găsit decât în apropiere sau în Sibiu și nu am găsit la cel puțin 10 km, 20 km, 30 km maxim dorim de Sibiu, undeva într-un sătuc frumos, să găsim o căsuță frumoasă, așa că hai să intrăm în criteriile. Dar vrei o căsuță sau un apartament? O căsuță mai degrabă. Eu sunt ok cu apartament. Sunt și ok cu un apartament, dar tot la casă să fie, înțelegeți? Dar de obicei vreau dar o căsuță. Dar suntem ok și cu un apartament. Da, 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 și cu un apartament, dar preferabil ar fi o căsuță, pentru că chiar dacă e micuță, așa, hai să trecem prin criterii ca să vă arăt exact, da. Să vă deci, spunem ce vrem. Dacă are un acoperiș, e dacă bine pentru noi. Dacă are un acoperiș de paie, e bine. Nu suntem pretențioși. Da, hai să-i dăm drumul la criteriile de selecție. Deci, numărul 1, care este foarte important, yes, este că proprietar o să acceptează că avem un câine. Da, deci dorim foarte mult ca proprietarul să accepte că avem un animăluț, avem un cățeluș mititel, da, 6 kg. Taile mică, cum zici? Detalie mică. Detalie mică. Care nu latră, nu face zgomot, nu face mizerie, suntem foarte curați cu el în general, așa că da. Eu o să lat mai mult decât Charlie. Da, eu latru mai mult decât tu? Charlie. Tu? Da, i-am spus eu. Eu, okay, tu nu okay. Latri, tu chiță-i. Ok, da, deci, da. Asta este challenge numărul 1. Da, așa că challenge numărul 2. Chestia numărul 2 este foarte important, că și proprietarul acceptează o olandeză. Da, da, că acceptă proprietarul în olandeză, da, da, da. Asta sună un pic cam ciudat, în orice caz. Da, da. Un criteriu ar fi distanța, pentru că pe noi deocamdată nu ne interesează prea mult distanța, așa, în sensul că vrem 10, 20, dar maxim 30 de kilometri în afara Sibiului și 35 dacă se poate, dar nu contează. Asta zic așa, 30 de kilometri să fie maxima distanța între oraș și preferabil, între oraș și sat. Da. Chestia este că noi am văzut multe chestii în centrul Sibiului și bineînțeles este extraordinară, dar și avem o mașină și noi vrem să simțiți sigur. Da, da, da. Că mașina noastră este într-un curte personal sau ceva. Ăsta este încă un criteriu după care noi vrem să ne ghidăm foarte bine. Vrem să găsim un loc și preferabil ca casa pe care o găsim să aibă un loc de parcare unde putem noi să băgăm în mașina interior, în curte. Asta e și da. Ideea, pentru că nu vrem să lăsăm, încercăm să nu lăsăm mașina pe drum și asta e un criteriu. Este un criteriu. Dar pentru mine, George a spus problemele, sunt niște provocări, dar sunt așa de fericită că din nou să merg la România și știu da. Că Dumnezeu are un plan pentru noi și totul va fi bine, dar bineînțeles, noi vrem să împărtășim. Să vă spunem, no, încearcă așa să vă spun. The word. Vrei să înveți cuvântul, împărtășim. Împărtășim. Așa, perfect, ați văzut? Noi vrem să împărtășim. Da. Noi vrem să împărtășim cu voi chestia asta pentru că poate voi aveți un sfat pentru noi. Da. Sau voi știți cineva care vrea să încrieze un apartament sau ceva sau... Nu știm, dar știm că totul va fi bine. Normal, bineînțeles. Dar noi vrem să facem călătoria asta cu voi. Deci absolut toate ce noi avem ca provocare, noi vrem să împărtășim cu voi. Așa că, hai să mai uite un pic. Sunt așa de româncă. Hai să mai uite un pic prin criterii. Deci dorim, dacă se poate, să avem condițiile ca la oraș. De exemplu, nu cred că cerem prea mult canalizare, cel mai important, apă curentă, gaze, hai să zicem, poți să cumpăr o butelie, electricitate. Bine, astea sunt lucruri, dar cel puțin canalizare este foarte important și apă curentă. Astea două trebuie să le avem pentru că sunt, da, niște lucruri esențiale pentru noi. Cred că cerem prea mult. nici în caz, bineînțeles că am văzut că zonele acelea sunt dezvoltate și că unele sate oferă aceste condiții care mi se par extraordinar de normale pentru secolul 21. Încerc să fiu aici un pic avansat așa. Nu?
Că ție nu-ți place, că am dus-o pe Claire la Snagov, de exemplu. O, a fost foarte frumos. Și la Snagov, un prieten de-al meu avea o vilă. Și în vila aceasta, și? Bineînțeles, Claire, totul bine și frumos, dar când a trebuit să se ducă la toaletă, a trebuit să se ducă în fundul curții. Stai o clipă, a fost prima experiență. Și pentru mine nu a fost, bă da, a fost shocking. Nu pentru că nu este sărac sau ceva, nu e despre asta, pentru că știu și sensul higienicei. Despre asta, deci eu înțeleg foarte bine, dar mi-e frică întuneric, deci nu a fost o combinație bine pentru mine să merg acolo și a fost așa de frică noaptea. Când am deschis Buda aceea, veciul acela afară. Da, a fost amprenta. Erau amprente de animăluțe pe tot veciul în interior, da. Acolo și lucrurile era foarte frică, dar în orice caz. Eu am crezut, dacă eu o să stau acolo, poate un animal este înăuntru acolo și o să merge cu... Hats! Și o să te muște. Da. În fine, da, asta e una dintre așa și mâncă un singur lucru. Care este? Că sunt foarte aproape un supermarket care are toate ingredientele pentru sarmale și are destul de fufuleț. Asta e o glumă cu supermarketul, în orice caz. Cum glumă? Este important pentru mine. Eu vreau să împărtășesc aici ce este important pentru mine. Da, vrem și sală de sport. Nu, am glumit. Da. Vrem condițiile ca în Olanda. Nu, am glumit. Condiții, știi ce am încercat să fiu condițiile amuzant. Condițiile în România sunt diferite, dar diferite nu înseamnă că este ceva negativ. Pentru că condițiile în România sunt mult mai bune pentru noi decât în Olanda. A fost doar o glumă, draga mea. Nu. Nu lua tot în serios. Am România în inima mea, deci tu nu spui ceva negativ. Pentru că... Mă supăr. Ok. Așa că încă un criteriu ar fi rugăm seriozitate, pentru că suntem foarte capabili să oferim seriozitate și vrem, da, lucrul acesta este foarte important pentru noi, că putem să fim, bineînțeles, foarte civilizați. Noi credem asta și... Nu, dar... Sper că se vede, suntem foarte serioși și civilizați. Nu cred că avem prea multe criterii. Da. Bineînțeles, suntem foarte entuziasmate să mergem în România. Da. Așa că asta am vrut să vă spunem. Da. Lăsați în comentarii toate informațiile despre dacă aveți ceva de oferit, o căsuță undeva, da. Așa, și noi vă vom contacta. Sau dacă tu vrei, avem Instagram, da. Avem Facebook și este mult mai ușor să vorbesc personal, privat acolo. Da, deci. Da. Duceți-vă pe Facebook, că avem Facebook cu același nume Papri Imper și Instagram-ul cu același nume Papri Imper și puteți să ne contactați acolo în privat dacă aveți o ofertă sau să ne trimiteți un e-mail. Da. Da, deci... Cum vreți voi, pe orice cale, dar asta am vrut să vă spun. Vă mulțumim foarte mult pentru că ne-ați ascultat, ne-ați văzut acest videoclip, lăsați un like și... Da. Cred că vreau să mă mut într-un fabrică de gusto. Da, gusto, da. Așa că, Doamne ajută tuturor! Da, un weekend fericit! Un weekend fericit și ne vedem data viitoare! Vă pupăm! Pa, pa! Pa.